Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază o Skoda Octavia 2 facelift, așa, la bază cu un aparat original Swing MP3 cu Bluetooth audio, așa, radio CD. Și ce vom face noi în acest proiect? Dacă nu, vom elimina tot ce înseamnă această carcasă de sus până jos și putem foarte elegant să introducem noul gadget și cel mai puternic gadget care l-am instalat până acum pe Skoda. Este vorba de un Android 10 cu 8 GB de RAM, cu card SIM, cu posibilitate de introducere card SIM, așa, pentru a avea internet permanent, cu preluarea climei, iată, în acest mod, și avem mai multe carcasări în cazul în care ai altă variantă de climatizare, deci nu este important că ai acest tip de climatizare sau cu butoane mai puține, pentru că avem carcase în fiecare pachet pentru oricare asemenea variantă. Bun, ce putem să spunem despre care partea de 4G, deci putem să-i punem cartele 4G, avem 2-3 USB-uri, audio-video, așa, avem posibilitatea de Waze, Google Maps, YouTube, Spotify, tot ce vrei, mai multe sisteme de navigație, așa, plus varianta de split screen ca să faci jumătate Waze, jumătate YouTube pe acest ecran, așa, este foarte frumos, foarte mare și va veni într-un mod deosebit aici. Bun, ce mai putem să-i facem noi acestui sistem? Și o să facem, în prima, o să montăm în partea a doua niște camere HD, variantele de 180 de grade care vede până în capătul străzii și înapoi, deci vede cu o deschidere foarte mare, așa, nu 120, 140, ci 180 de grade. În variantă non-comutabile, deoarece HD-urile sunt non-comutabile. Plus, pe viitor, o să-i montăm și o cameră de vedere exact aici, o să extragem acest plastic și o să punem total un alt plastic care va avea un ochișor micuț, care poate să-ți monitorizeze traficul atât pe timp de zi, cât și în varianta statică pe timp de noapte, așa ca să poată să vadă dacă cineva zărnește mașina sau un trafic, dacă ești agresat de oricine. Poți să facă această chestie atât față cât și spate și poate să înregistreze atât audio cât și video, ok? Ce mai putem face acestei mașinuțe? În cazul în care vrei, poți să spun un sistem audio mult mai superb, dar o mică paranteză: în cazul în care pe ușă, aici, în partea aceasta unde este piele și nu este difuzor, scrie sau un sistem, înseamnă că ai un sistem mult mai performant în această mașinuță și atunci ele, aceste aparate, nu știu să pornească acel modul de sound system, ai nevoie de un anume modul. Poți te ajuta și în această variantă, în cazul în care te-ai întâlnit cu acest deranj, să zic așa, care nu este un deranj, nu se elimină, nu faceți țigănit de genul ca să eliminați aparatul, amplificatorul și să mergeți pe amplificarea lui, pentru că un sound system sună demențial de bine. Totodată, cum am zis, pot să vă schimb sistemul audio, să spun ceva mult mai bun, tweetere, medii, bash, să-ți antifonez ușile, să spun un subwoofer frumos dedicat, să-ți fac niște chestii superbe. Mai pot să spun monitor în tetiere, monitor de tavan, doar să nu ai trapă, ca și aici, mai pot să-ți fac să-ți pornească mașina din ceas inteligent din telefon, totodată mai pot să spun și evacuare electronică și partea de haion electric. Avem și alte variante mult mai mici, dacă nu doriți această variantă mare de 10 inch, da? Cu o RAM adaptare și îl facem în generația cea ovalizată stil RNS 510. Avem diverse variante. E, și pentru acest lucru vă zic că acest video nu este un video de școlarizare de instalare a sistemului, ci este un video în care vreau să-mi prezint eu produsele mele care le vând. Vedeți site-ul meu web la începutul videoclipului, la finalul videoclipului și pe tot parcursul videoclipului, în partea de jos, exact echivalentă unde e maneta de schimbător acum. Îmi vedeți numărul de telefon și tot. Mă puteți suna de luni până sâmbătă între orele 9 și 19 pentru orice comenzi. Sau pe www.soundidentity.ro găsiți un configurator, selectați prima opțiune autonavigații, marca Skoda și model Octavia 1, 2, 3, 4, care doriți dumneavoastră, le puteți vedea. În curând o să avem un site nou, suntem în 2022 august, într-o lună de zile vom deschide și un webshop online unde puteți să le cumpărați online și vă pot oferi, dacă doriți, inclusiv și instalatori în toată țara. Bun, hai să trecem la proiectul nostru, să demolăm tot și să vedem după aia rezultatul final în modul lui frumos de funcționare. Vreau să spun că are inclusiv și CarPlay, ceea ce poate am uitat, dar este un lucru foarte esențial. Este gata montat aparatul, cam așa arată într-un mod excepțional. Iată cât de bine s-a amulat în bord, pe fiecare latură, frumos, excepțional. Iată din lateral cât de perfect arată, așa că hai să începem să vă prezentăm un pic aparatul.
Ceea ce vreau să vă zic, acest videoclip nu este un videoclip de școlarizare cum se instalează aparatul. Este un videoclip în care vrem să vă prezentăm ceea ce știe aparatele noastre, da? Ceea ce imagine ați avut în prima fază și ce puteți avea în bordul dumneavoastră. Așa că pentru toți doritorii care doriți asemenea gadgeturi, avem în fața videoclipului, la finalul videoclipului și pe tot parcursul videoclipului, în partea de jos, număr de telefon unde mă puteți apela de luni până sâmbătă între orele 9-19, exclus duminică, vă rog frumos. E și dacă mă sunați, puteți foarte elegant să vă dau tot ce este informație, cum puteți intra pe site-ul meu web, pe www.soundidentity.ro, unde dacă ai un configurator, selectezi prima opțiune autonavigații, selectezi marca Skoda și modelul Octavia 2 și poți să vezi toate produsele. Momentan încă nu suntem la zi cu ele, suntem în august 2022, dar acum facem noul site web, Sound Do Hi-Fi, unde vor fi toate frumos expuse și detaliate cu tot ce se poate prezenta în ele, plus o să aveți și butonul de cumpără acum, în cazul în care vreți să cumpărați, repet, din țară și vreți să vă oferi și instalator pentru acest sistem. Ok, hai să vedem un pic ce știe acest sistem. Scoatem puțin cheia să vă arăt cât de violent pornește sistemul, deoarece este foarte rapid, nu mai intră logo, nu intră absolut deloc nimica, ori în ce minut al zilei sau după ori câte ore vrei să îi dai un start sistemului, el atât de repede va ști să pornească. Bun, i-am oferit și hotspot, are și cartelă 4G, are 3 variante de USB video și audio player, așa că avem foarte multe posibilități pentru redare multimedia. Bun, și hai să începem cu începutul. Din mare, aici sus, iată că aceste iconițe sunt practic doar pentru reglare de tot ce înseamnă practic dată, oră și tot. Aici îți va arăta în principiu, cred că, kilometri digital. Aici vom avea, cred că, iată, USB playerul, unde instant am și introdus un USB, da? Și iată, pot să mă duc la USB-ul meu și să văd foldere, să văd orice. Iată, mă duc instant pe el, paf, și instant l-a și luat. Apropo, bine că a pornit sistemul, dacă îi pun contactul, vor fi funcționale inclusiv și variantele de comenzi volan. Totodată avem și funcționarea climatronicului, iată, care se prezintă în orice mod, îți arată gradele high, low, aici, inclusiv și dincolo și încoace. Îți dă pe auto, da, iată, se activează auto, iată, dualul și el, deci este într-un mod perfect de utilitate. Bun, ieșim frumos din partea de USB player. Aici, dacă avem vreo melodie care are inclusiv, iată, copertă, îți redă inclusiv și coperta melodiei, pardon. Bun, mă uitam la egalizatorul de sunet, dar o să ajungem imediat și acolo. Ok, după care avem settings-ul de unde ne setăm tot ceea ce este necesar, tot ce înseamnă hotspot, tot ce înseamnă sistemul practic informativ al Android-ului. Văd că este multicolor partea de prezentare a butoanelor din stânga. Înseamnă că se poate regla, dacă vrei, îl faci alb, verde, roșu, ce vrei tu. Iată că acum este spre roșu, spre roz. Bun, avem sistem de navigație, unde în cazul în care îi dai un setup, poți să-ți alegi ce vrei să spui primar pe butonul de navigație. Vrei neapărat să pui o navigație Waze sau Google Maps, da? Sau vrei să pui YouTube-ul sau orice altceva. Bineînțeles că putem instala, dacă vrei, inclusiv și varianta de iGo. Bun, dar la navigație o să ajungem imediat. Avem sistemul de telefonie prin Bluetooth, care se poate conecta de la 1 la 5 telefoane, poate să-ți copieze agenda de telefon, fiecare este individual, deci, de exemplu, dacă eu sunt primarul, soția secundarul, niciodată nu poate să vadă agenda de telefon, nu poate să vadă apeluri pierdute, ratate, efectuate, absolut deloc nimic, totul devine individual. Oricum îți copiază agenda de telefon și ți-o ține în privat. Deci este confidențial pentru toți cei 5 useri, doar că ți-i ia în ordinea împerecherii cu sistemul. Dacă eu sunt primar, soția secundar, copilul, el este al treilea, întotdeauna dacă suntem trei, eu voi fi. Dacă e soția cu copilul, doar soția. Dacă este invers, doar copilul, doar el. Deci în ordinea de împerechere, ele vor fi active. Ok, mai avem aici și iconița de Bluetooth audio, în cazul în care ești conectat și vrei prin Bluetooth să asculti melodii, foarte simplu. Iată radio, ceea ce îmi place mișto, pentru că are 12 posturi rapide, unde pot să-mi selectez partea aceasta de radio. Aici mai avem și o utilitate, întotdeauna am să vă zic că radio la sistemele de Android sunt foarte slăbuțe. Niciodată nu există să vă zică cineva că este un radio power. Nu este. Ai două variante în care poți să-ți îmbunătățești sistemul radio. Odată, există
sisteme de amplificare radio care se pot monta în spate și îți îmbunătățește mult mai bine calitatea puterii, deci să nu prinzi doar în oraș, ci să prinzi un pic și în exterior, sau în cazul în care ai Wi-Fi sau ai 4G, îți downloadezi o aplicație radio online și poți să asculti radio oriunde ești în Oradea și vrei radio de București. Foarte simplu, poți să faci acest lucru. Înainte de a merge la apps-uri, iată să mergem un pic și în varianta de video player. Fii atent ce culori demențial de frumoase avem aici, pentru că este un video deja a producătorului care l-a oferit, da? Iată, derulez în el, fără nicio problemă, merge frumos, lucrează rapid și niște culori bestiale. Bun, de ce să nu atragă excepțional? Vedeți că aici se tot schimbă culorile. Așa, egalizatorul grafic, exact ce l-am vrut să-l văd. Aici avem bas, medii, înalte, da? Eu întotdeauna un pic îl agresez pe înalte, după care las basul un pic la latitudinea clientului, depinde cât de tare îl utilizează. Aici avem individualitate, poți să asculte doar șoferul, doar fața, doar spatele sau orice altceva. Aici avem fantastic ce frumos egalizator, da? Un fel de time alignment, ia să vedem un surround, așa. Și aici mai avem pentru subwoofer, ieșire de subwoofer, fantastic de frumos și acest lucru, plus bass filter, da? Înseamnă că avem high pass filter, low pass filter, este demențial. Oricum am să reglez eu sistemul clientului imediat. Eu prin aceste videouri practic inclusiv și reglez, setez tot sistemul. Bun, de aia am avut deja Wi-Fi-ul pregătit, pentru că Magazin Play, am băgat contul, i-am băgat deja tot ce înseamnă aplicațiile, le-am actualizat sistemul ca să meargă superb. Așa, avem App Store, asta înseamnă că dacă ai un Apple poți să-ți faci cum ar veni aplicațiile Apple direct aici. Avem un auxiliar, asta înseamnă că poți să-ți pun o cameră de VR exact ce v-am pus de monitorizare trafic care să intre în el, un Xbox, PlayStation, orice altceva care să-ți funcționeze bestial în el. În cazul în care îți pun pe o utilitară un asemenea aparat și vrei să în dubă ca să vizualizezi tot ceea ce, este, ce se petrece cu marfa din dubă, poți foarte legat să vezi această chestie. Bluetooth am văzut, calculator am văzut, hai să vedem și varianta de CarPlay. Odată conectat cu sistemul de Bluetooth, iată că avem și Apple CarPlay-ul care este disponibil în cel mai perfect mod, da? Fără conectică, fără cablaj, full wireless, deci în momentul de față am făcut din el un Apple CarPlay. Aici avem pagina întâi, unde de exemplu avem sistemul de telefonie, unde dacă suni acest număr, instant poți să ai acest aparat fără să ai nicio problemă. Dacă îi dai la recente, aici poți să vezi apeluri recente, îi dai la contacte, tot așa poți să vezi contactele, îi dai pe keypads, suni și ai ce vrei tu. Bun. Aici nu mai umblăm pentru că este prima pagina de la Apple, după care avem calendar, settings și Google Maps-ul. În Google Maps, foarte simplu, intru, îi dau o comandă vocală. Sound Identity! Și iată rezultatul, îmi dă practic Audio Tuning Center în cel mai frumos mod. Ok? Aici am pregătit Spotify-ul, dar ies un pic afară. Ok? Intru în TuneIn Radio, îmi aleg ce radio vreau eu. Exact ce v-am zis eu, în cazul în care n-am un radio bun, poți foarte elegant ca să ai această aplicație de radio online și poți să accesezi radio fără nici o problemă. După care intri frumos în Google Maps și ai Google Maps-ul ascult cu radio online. Bun, totodată Spotify-ul, dacă tot îl avem aici, iată că îl avem în mod frumos de prezentare. Poți să intri să cauți în Spotify ceea ce vrei tu. Ai librării, ai recente, nu prea îl utilizezi, doar că eu intru frumos aici și îi dau... Iată o melodie. Intră toată în Spotify, intru în Google Maps, da? Am dirijarea și ascult Spotify, ok? Ies în prima pagină, frumos. Iată că îmi face un fel de split screen cu partea de Spotify prezent aici sau inclusiv și cu partea de, dacă chiar vreau, cu partea de YouTube Music, dacă ai... practic varianta total cumpărată, deci să nu fie offline. Bun, aici ți arată Audio Tuning Center, da? Iată dacă îi dau frumos cancel traseu, îmi arată doar harta în modul original. Bun, intrăm în pagina următoare, deci avem radio online, avem Spotify, Teams, Telegram, TuneIn Radio, tot așa putem să ne jucăm și cu Waze-ul, în cazul în care vrei să ai, să raportezi un accident, o poliție, un trafic intens sau orice altceva, da? Sau dacă vrei să cauți o adresă anume. Bun, ai Spotify activ și pentru el, am Waze-ul aici, mă duc afară, mă duc și în split screen-ul lui și iată că îmi dă inclusiv și varianta de split screen cu Waze, da? Dacă ați observat, mai am în ultimele variante și poziția de Waze cu WhatsApp și cu YouTube Music, doar că aici neapărat trebuie să ai abonament, că altfel nu te lasă să îți vezi absolut deloc niciun playlist, ok?
Asta este varianta de CarPlay. Vom ieși de aici, frumos, prin back, da? Și am ajuns la modul inițial. Acum, hai să vedem ce mai avem aici. Avem Chrome-ul, unde dacă intrăm pe www.soundidentity.ro și în curând pe sanduhifi.ro, am făcut un site puțin mai ușor, să zic așa, și mult mai accesibil, unde o să ai buton de cumpăr acum și multe alte variante. Și o să-l fac foarte simplu, exact ca și acesta. Iată, ai un configurator, să retezi autonavigații. Numai acum n-am internet. De ce? Pentru că în momentul când eu i-am oferit CarPlay sistemului, atunci el întaie sistemul de Wi-Fi, intră not use, deci nu se mai utilizează. Ești acum, intru înapoi frumos în Chrome, îi dau un refresh și îi dă continuă și instant îți intră exact magazinul în nostru. Așa. Unde? Deja selectăm aici prima opțiune, autonavigații, după care selectăm marca Skoda. Încă nu o să avem produsele acestea expuse, pentru că este un produs foarte nou, dar în curând îl vom pune. Și avem Octavia 2, 2004, parcă 2013, da. Și aici aveți diverse variante. În varianta aceasta care este acum expusă este 2999 de lei. Mai avem varianta de 4GB 64 la Lenovo, 2900 de lei. Și după care urmează 6GB, avem la 2700, care acum se vor modifica toate prețurile, dar o să le vedeți în curând pe site și o să ai buton de cumpăr acum și poți să-ți cumperi liniștit ceea ce vrei tu. Bineînțeles că de pe site-ul nostru, dacă apeși aici la resetare, resetezi și-ți cauți cameră, îți cauți tot ce vrei tu. Și totodată ne găsești pe Facebook, YouTube, Insta, TikTok, Sandu Hifi, unde va apărea acest videoclip instant după ce termin această filmare. Bun, hai să trecem mai departe. Avem controlul de la controlele de volan, ce v-am arătat că funcționează. Avem egalizatorul, ce l-am reglat anterior. Avem file manager, de unde putem să introducem, dacă vrem, mai go sau multe alte posibilități, poze, videoclipuri, tot ce este nevoie. Totodată galerie, ceea ce, iată, dacă îi dau pe USB-ul meu, el îmi scanează și îmi vede tot ce am aici, tot felul de logo-uri sau tot felul de nebuneri de ale mele. Bun. Hai să mergem în continuare, da? Și să vedem ce mai avem noi aici. Avem Google, avem Google Maps-ul, care, după câte l-ați văzut pe Apple CarPlay, și uitați care este diferența, ce vă zic eu, de 100 de ori. Uite cum a deschis acest Google Maps și uite-te la 1, 2 sau hai, la un 4 giga, că e exploziv, da? Și 4 giga apare prima dată câteva trasee și după aia apare restul. Ei, uite-te la 8 giga, instant a apărut, nu l-am deschis absolut deloc niciodată. Sound Identity! Și iată rezultatul final, unde îți intră instant tot ceea ce trebuie să vezi. Audio Tuning Center aici, câteva poze despre noi, câteva review-uri și multe altele. Aici, dacă intrăm pe partea de Street View, ia să vedem un pic ce am făcut eu. Nu aici am vrut eu, dacă i-am dat la Audio Tuning Center, hai să vedem la noi exact ceea ce se prezintă. Ei, iată, aici suntem noi. Da, iată, aici e căsuța, aici suntem noi. Dacă vedeți un pic, puteți să vizualizați în stradă, în variantă vizuală, sau dacă vrei, în variantă cartografiată. Fantastic, ce frumos merge! Bun, totodată o să vă pot arăta aici o chestie unde, de exemplu, eu pot să pun chestia asta aici și pot să pun Google Maps-ul aici, ok? Și atunci, de exemplu, pot să mă uit pe YouTube și pot să mă uit pe Google Maps. Pot să fac o altă variantă, pot să pun Waze-ul aici și Google Maps-ul aici. Sau dacă pun iGo, deci pot să fac orice combinație, să-mi trag fiecare variantă unde vreau eu, ok? Asta înseamnă variantă de split screen în prezența acestui sistem fenomenal de frumos. Bun, ieșim și de aici frumos, deci avem și variantă de split screen. Hai să vedem ce mai avem aici. Deci Maps-ul l-am văzut, Music l-am văzut, navigația am văzut, Play Store de aici ți iei și îți actualizezi toate aplicațiile existente. Controlul tot de volan l-am văzut, egalizatorul, hai, pagina a doua, pardon, radio l-am văzut, așa. Settings Spotify mai avem aici prezent în cazul în care vrei să asculti Spotify, exact ca și cum ai văzut pe partea de CarPlay. Touch Assist nu ne trebuie, Vehicle Settings nu avem, Video Player l-am văzut, Waze-ul să-l mai vedem și pe el disponibil în această operațiune, unde trebuie să-i facem neapărat câteva setări pentru a porni el cu brio, da? Get started, aia greie, tagream tot, start așa și iată că instant, deci urmăriți vă rog frumos cât de violent este acest aparat, deci merge excepțional, orice îi dau,
doar să-i dau corect, iată, el vede instant, fără nicio problemă, îl bag în dark mode să vadă, iată ce mișto. Mie place mult mai mult în tentă neagră. Ok? Tot așa, iată și opțiunile de a face tot felul de rapoarte. Bun? Nu-i dau cancel, îi dau ieșire afară, mă duc iar pe prima pagină, mai avem YouTube Music-ul, după care am să vă arăt și partea de YouTube normal, da? Iată, el este permisiv în varianta de Android, deci putem avea aici foarte multă cantitate de muzică. Și bineînțeles, iată YouTube-ul, hai să vedem cât timp se încarcă. Și el, foarte rapid, ai văzut? Poți să vezi desene animate, videoclipuri, desene, tot ce vrei. Documentare tot, dar tot așa, dacă vreau să-i dau Sound Identity, iată, este primul, ok? O să vă arăt un pic cum puteți cotrobăi în videoclipurile mele. Dacă scrii Sound Identity acolo, dai de această ștampilă unde scrie Soundul Hi-Fi Shop, da? Apeși frumos pe el, odată apăsat, îți intră elegant în practic al nostru canal. Bun. L-am și pus în dark mode, inclusiv YouTube-ul, ceea ce n-am mai făcut până acum, dar mi-a venit mie așa să-l fac frumos în variantă dark mode. Și aici poți să vezi, începând de la camere de vedere, ce v-am zis, de monitorizare trafic, de la navigații Tesla, de la CarPlay-uri în Porsche-uri, de la CarPlay-uri camere față-spate în sistemele existente, Android 12.3, evacuare electronică, tot felul de nebunel poți să vezi la mine, dar dacă vrei să cotrobăi mai elegant, în videos poți să vezi ultimele clipuri ale mele postate, dacă apeși pe playlist-uri, apeși neapărat aici pe Created Playlist și nu te uiți la cifrele de pe poze, te uiți la 01 tot proiecte, 02 Sandu, 03 tot evacuare. Deci, sunt enumerate. Dacă am făcut tot evacuare electronică pe un Porsche, Mercedes, Skoda, le-am pus în 03. Dacă am făcut un sistem audio la orice mașină, le-am pus în 06. Dar dacă vrei să vezi marcă de mașină, da, mergi până la 15 și de la 15 începe. 15 Alfa, Audi, BMW, Chevrolet, A, B, C, da? Și mă duc înseamnă la S, da? După partea de abecedar. Și aici aveți Skoda, Superb 2, Carpet, aici sunt variante deja vechiuțe, dar dacă mergeți în partea de jos o să le vedeți pe cele mai noi, unde vedeți sisteme audio, subwoofere dedicate, puse, montate în lateral, încălziri în scaune, tot felul de nebunel de ale mele care le puteți vizualiza, ok? Deci aici le poți găsi de la A la Z. Bun. Și acum, hai să vedem ce vă mai pot prezenta, dacă nu, partea de, opa, ia să vedem, să mergem înapoi, exact cum am zis, partea aceasta unde mă puteți găsi inclusiv și pe mine, da? Iată, intrăm aici în această variantă, ăsta îl închidem, dar dacă vreau să caut mai repede YouTube-ul, mă duc direct așa și am să deschid YouTube-ul exact în această variantă. Înainte să vă spun toate metodele și variantele în care mă puteți găsi, da? Iată aici este canalul meu de YouTube, iată aici este website-ul meu. Așa, o să vă rog frumos să nu-mi scrieți orice doriți, doar să mă sunați. De luni până vineri, inclusiv sâmbătă 9-19 orar, exclus duminică, cum v-am zis. Și atunci să începem așa, www.soundidentity.ro, găsești produse din configurator, cum ți-am zis, autonavigații, selectezi marca Skoda și model neapărat. După care pe Facebook, dar nu-mi scrieți că nu răspund. Sandu Vancea, soundidentity.ro, cât și Tor Oradea, dealer autorizat și încălzire în scaune Oradea. Pe Insta tot așa, Sandu Hi-Fi, soundidentity.ro și Tor Oradea, dealer autorizat. Pe TikTok, Sandu Hi-Fi și pe WhatsApp poți să-mi scrii, dar răspund puțin mai greu. Ok? Și nu în ultimul rând, iată pe YouTube mă poți găsi, deci dacă dai click eu oriunde acolo, dai de mine, pe YouTube mă poți găsi pe Sandu Hi-Fi Shop Sound Identity, unde dacă te abonezi, intri playlist-uri, apeși pe playlist-uri create și instant acolo poți să vezi toate videoclipurile și nebunelele noastre, ok? În curând vine partea a doua, când vom monta camerele 180 de grade, poate și spate, poate și față, poate și DVR, vedem, dar rămâneți aproape și veți vedea multe alte nebuneli de la noi, ok? Bye bye, eu am fost Sandu, la revedere!